Bună ziua tuturor și bun găsit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, mă aflu astăzi aici, în primul rând, pentru a vă reaminti cât de minunați sunteți. În al doilea rând, pentru a face citirea pentru energia prezentă. O citire generală, dintr-un câmp colectiv cu care s-ar putea ca nu toți să rezonăm. Luați doar ceea ce vă servește și vă ajută. Bun. Să vedem ce mesaj avem pentru acest moment prezent, indiferent de când accesați voi clipul. Noroc și studiez un picuț cartea, să știți. Și bucurie. Noroc și bucurie. Astăzi aveți noroc și bucurie mare, sau nu astăzi, acum când ați accesat acest clip. Haideți să vedem. Noroc și mare bucurie. Fie vă simțiți norocoși la serviciu, undeva unde există o adunare, mergeți undeva, participați la un concurs sau, nu știu, găsiți ceva de valoare. Chestii de genul acesta se pot întâmpla. Sunt convinsă că am norocoși aici printre ascultători. Relație. Un pic că s-a infiltrat o altă carte. Bun, pe zona de relații, haideți să le apropii, să le vedeți și voi, avem cavalerul de spade, 5 de spade, îndrăgostiții și 3 de monede. Să văd cărțile, da? Posibil ca unii dintre voi să aveți infiltrații în relație de genul o a treia persoană. Să fie avut, da? Unii dintre voi ați avut parte de așa ceva, iar acum sunteți într-o continuă cercetare pe mediile de socializare și nu numai, prin rude, prin prieteni, să aflați ce se întâmplă. Nu aveți liniște. În capul vostru este o furtună generală. Este ca un vârtej care vă ia ideile așa și le întoarce pe toate părțile și faceți 100.000 de scenarii. Cumva, unii dintre voi, să știți că deși ați aflat, trăiți într-un compromis. Unii dintre voi l-ați părăsit, ați făcut această alegere. Iar pentru alții dintre voi, vreți să faceți ceva alături de persoana iubită, vreți să construiți ceva, vreți să faceți un pas înainte, vă interesați care sunt pașii pentru a merge mai departe într-o anumită privință, dar aici vă loviți de un compromis, vă loviți de un blocaj, ceva nu vă iese și aveți discuții foarte apăsătoare în această direcție. Niște mici certuri în legătură cu ceva ce amândoi vreți să faceți, dar nu ajungeți la niciun fel de numitor comun. Pentru îndrăgostiții avem 9 de monede. Pentru cazul în care sunteți într-un trio amoros și atunci ați ieșit din relația aceea, vă uitați cu durere în suflet, posibil cu gânduri măcinate, cu tristețe, către persoana alături de care nu mai sunteți. Căutați să vedeți dacă îi este bine sau nu. Pentru cazul în care sunteți într-o relație de cuplu stabilă și aveți certurile și discuțiile despre care vorbeam mai devreme, atunci cumva cel care are energia feminină este mai pragmatic. Nu, cel care are energia masculină este mai pragmatic, iar cel care are energia feminină se simte cumva atacat. Este doar un conflict, să știți, peste care puteți trece, dar împreună vedeți că
ajunge o povară, ceva ce voi vreți să faceți. Unii dintre voi vreți să reclădiți casa, unii dintre voi vreți să reclădiți relația și pentru și de dragul copiilor. Iar unii dintre voi v-ați săturat să-l tot spionați, să-l tot vedeți și să vedeți că poate în mintea voastră îi este bine și vreți să lăsați deoparte acest lucru. Vreți să încheiați ceva aici. S-ar putea ca discuțiile pe care le aveți cu partenerul de viață să fie legate de bani, pentru că voi vreți să aduceți niște îmbunătățiri, fie în casă, fie în relație și așa mai departe, inclusiv să vă schimbați mașina, pentru că avem cartea îndrăgostiții care reprezintă arhetipul gemenilor și respectiv gemenii guvernează transportul, deci mașina, și atunci posibil să nu vă ajungă banii, unii să doriți ceva, altul să dorească altceva și așa mai departe. Marea preoteasă vorbește despre faptul că vă certați pe niște lucruri care au o soluție pe care voi încă nu o vedeți și pentru niște lucruri care se vor rezolva efectiv de la sine. Iar pentru cei care sunt în separare și își verifică de la distanță și cu durere în suflet, dar aș putea să spun mai degrabă cu durere în minte, fostul partener, fostul iubit, să știți că veți afla sau știți deja care este drumul, știți deja care este adevărul, știți deja cum îi este și cu toate acestea cumva întoarceți capul. Aici pajul de bâte vorbește despre determinare, vorbește despre mesaj. Cineva vrea să acționeze, că voi, că ei, cineva vrea să acționeze, scrie și șterge mesaje, scrie și șterge mesaje. 10 de cupe. Mesajele, dacă ajung până la urmă la unii dintre voi, s-ar putea să aibă un deznodământ favorit și fericit aici cu 10 de cupe, s-ar putea să ajungeți totuși la un nivel de armonie. Iar la relația stabilă de cuplu, până la urmă, cu determinare și cu curaj și cu o discuție, da? Pentru că voi nu discutați, voi vă certați, voi nu stați la masă față în față să puneți lucrurile în ordine. Când veți pune lucrurile în ordine, ajungeți la concluzia potrivită și la armonie împreună. Aici, la partea financiară și materială, ați pornit pe un drum și lăsați altceva în spate. Unii dintre voi ați pornit pe propria afacere, iar alții dintre voi tocmai ați fost promovată. Sau aici văd pe cineva care este șef și căruia îi place să fie șef și care posibil să lase o funcție de șef la un loc de muncă și să-și facă propria afacere. Alții dintre voi primiți o cerință anterioară pe care ați avut-o, ceva ce vă doriți din suflet se manifestă acum, primiți un merit, vi se alocă un merit cuvenit. Unii dintre voi închideți o discuție pe care o aveți cu șeful sau șefa și în sfârșit realizați să obțineți sau obțineți o recunoaștere din partea șefului și a șefei. Așteptați cu sufletul la gură, dar mai este ceva, se mai întâmplă ceva în culise, motiv pentru care încă nu ați aflat. Regina de cupe vorbește aici despre împlinire, despre iubire. Energia pe care voi o trimiteți aici este una emoțională. Cumva recomandarea cărților, pentru că aveți noroc aici și șanse de bucurie, este să nu mai fiți așa emoționali, pentru că emoția aceea din spate cumva creează o frecvență, nu a disperării, a stresului. Știți că mă doare stomacul de emoție, o emoție care nu vă ajută să construiți pe mai departe, ci vă încurcă în manifestarea aceasta. Să știți că primiți, adică se întâmplă ceva bun. Iată, magicianul, exact ce spuneam, ce vă doriți voi se întâmplă, inclusiv un nou serviciu dacă vă doriți, dar nu mai fiți așa emotivi. Unii dintre voi au trac, abia le tremură buza când cer ceva sau când vorbesc, atât de emotivi sunteți.
Iar pe partea aceasta de stare emoțională sau de sănătate avem asul de cupe. Avem nevoie de mai multă iubire, avem nevoie să lăsăm în spate ceva, ce anume? Situațiile care nu ne mai ajută, situațiile care nu ne mai servesc. Unii dintre voi trec printr-o transformare fizică, unii dintre voi doresc să țină dietă. Aici avem racul. Vorbim de ceva în zona pieptului. Și despre o acceptare mare, despre o iubire. Posibil să aibă legătură cu acest lucru și atunci să văd ceva pe partea nu știu, teste ginecologice sau și la bărbați prostată, chestii de genul acesta, vă supără ceva sau pur și simplu forța sexuală, pasiunea, acolo există un blocaj, există un blocaj și trebuie să transformați, trebuie să ajungeți într-o stare de bucurie și de iubire ca să ajungeți la împlinire cu totul, cu așa întreg, pe plin. Pajul de bâte vorbește despre mesaje pasionale și regina de monede vorbește despre stabilitate. Căutați stabilitatea aici și tocmai de aceea cumva, sau poate sunteți foarte prinși într-o stare de rutină profundă și scârție pasiunea, scârție partea aceasta mai pasională din relație. De multe ori s-ar putea ca iubirea să nu fie de ajuns. Na, omul este și el ca primata, nu mamiferul. E nevoie de un cocktail pentru a susține energetic o relație. Aveți parte de iubire aici, se împlinește o iubire, aveți asul de cupe și 10 de cupe. Și vedeți că avem de două ori pajul de bâte. Trebuie să dați drumul la pasiunea din voi. Pasiunea din voi trebuie să curgă pentru că aveți aici iubire. Unii dintre voi aveți chiar declarații de iubire neașteptate după ce încheiați o situație din viața voastră de la cineva foarte stabil, de la cineva care își cunoaște valoarea și este foarte închegat, este foarte așezat emoțional. Foarte stabil. 7 de bâte. Este nevoie să vă hotărâți ce vreți să faceți aici. Unii dintre voi aveți probleme cu picioarele. Și cavalerul de monede vorbește despre am fi rușine. Să știți că unii dintre voi aici sunteți pudici. Vă este rușine. Vă este rușine și această rușine plantată în mentalul colectiv, da, de secole, nu ni se datorează nouă, dar această rușine pe care noi o avem și de grija lumii și de propria imagine și așa mai departe, ne încurcă buna desfășurare a vieții. Aici avem căluțul și căluțul este acțiune. Trebuie să părăsiți un tipar al jenei, al rușinii, al timidității, pentru că veți avea numai de câștigat. Aveți parte de iubire, să știți. O alegere trebuie făcută aici, dar manifestați iubire. Aveți lângă voi o persoană, vine către voi o persoană care este singură, fără angajamente, dacă vorbim despre cineva nou, care vă poate împlini. Mai vreau o carte de asta, oracol, ca sfat. Uite, aici avem servitoarea. Starea voastră de spirit interioară este aceea de a vă supune regulilor societății, unei relații tradiționale și așa mai departe. Și în contextul acesta, când voi nu faceți decât să faceți cumpărături, mâncare, casă, masă, șterg praful, etc., 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 dacă vorbim despre partea feminină sau mă duc la serviciu, îmi fac treaba, mai fac și eu cumpărăturile din când în când, mai bat un cui, mai repar.
bărbatul. Și după aia hai să ne băgăm amândoi în pat, spate în spate, nu prea ajută, nu ajută. Aici trebuie reaprins bățul de chibrit, puf, pasiunea. Bun. Talismanele. Vedeți? Aveți diamantul aici, imediat vă spun. La partea de relații avem un leu. Foarte frumos. Puterea. Și aici spune așa, am puterea să recunosc că am ajuns la un capăt de drum și să o iau de la capăt. Asta spune aici. Am puterea să recunosc când greșesc, am puterea să las de la mine, am puterea să stau de vorbă, să te privesc ochi în ochi și să-ți spun ce-mi doresc. La partea de plan material avem inițiala G și ceasul. Este timpul să fii great, să fii minunat. Unii dintre voi posibil să găsiți un ceas. Avem ora 15 sau 12, datele de 15-12 sunt foarte importante, de asemenea, datele de 2 și de 4, de 7 și de 13. Iar la stare emoțională, să lăsați treburile astea apuse, dar norii. Deci mintea voastră vă întunecă, gândurile voastre vă întunecă rațiunea la nivel general și strălucirea. Sunteți foarte pudici. Avem aici trandafirul. De câte ori vi se face o declarație de iubire, bine, bine, hai la Oșan. Da. Cam despre asta este vorba. Aveți iubire pură. Și diamantul aici vorbește despre strălucire, despre o piatră rară. Aveți o ocazie rară, este o ocazie rară în fața voastră. Închideți un tipar, să închideți un tipar de comportament și să străluciți. Vă îmbrățișez tare, sper să vă fie de folos. Nu uitați aceste două cărți, Bucurie și Noroc. Și să vă trăiți viața frumos, să vă fie de folos. Multă sănătate și multă iubire să aveți. Vă îmbrățișez. Pa, pa!